O băutură alcoolică ar fi ajutat o femeie să ajungă la vârsta memorabilă de 101 ani. Aceasta spune că este secretul longevității. O femeie care a împlinit 101 ani a dezvăluit secretul neobișnuit din spatele longevității sale. Aceasta a dezvăluit secretul la petrecerea de pe 2 noiembrie organizată alături de familie și prieteni. Mary s-a născut în 1921 și s-a mutat în Mexic pe când avea doar 18 ani. Ea și-a pierdut mama și sora în timpul marii crize economice. În timp ce locuia în Mexic, aceasta și-a cunoscut soțul. Cei doi s-au mutat în Chicago, acolo unde femeia s-a dedicat artei. Tot acolo ea a devenit mamă pentru prima dată. Mary spune că tequila și arta sunt secretele unei vieți lungi și ferite. De-a lungul vieții sale, Mary a trecut prin multe greutăți. Pe lângă marea criză economică, ea a supraviețuit și războaielor, dar și pandemiei de coronavirus, relatează știrile ProTV.ro.